Antena 24 de ore, aici la televiziunea Închid. Este miercuri, iar alături de noi este administratorul public al orașului Stațiune Târgu Ocna, domnul Cristian Cibotaru. Bună ziua, bine ați revenit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Pentru această emisiune avem pregătit o serie de subiecte, de evenimente, de întrebări pentru dumneavoastră, pentru că târgocnenii ne-au sunat, ne-au anunțat, ne-au informat până la urmă, pentru că lucrurile se mișcă în orașul Stațiune Târgu Ocna. O să începem de la evenimentul care a avut loc astăzi, domnule Cristian Cibotaru, o ședință extraordinară de Consiliu, o ședință fulger, aș putea adăuga, o ședință în care s-a vorbit despre ce? Astăzi inventarul bunurilor, primul subiect, cred că, de pe ordinea de zi. A fost o ședință de Consiliu extraordinară, nu a fost chiar fulger, a fost pregătită din timp. Inițial am avut două puncte pe ordinea de zi, dar ulterior am trebuit să mai suplimentăm cu încă două puncte pe ordinea de zi. A fost o ședință normală în care toate punctele au fost aprobate, consilierii au analizat, au discutat și în final au fost aprobate toate punctele pe ordinea de zi. Când am zis că a fost o ședință fulger, m-am referit la faptul că această ședință nu era una planificată, era una extraordinară, ieșită din tipicul normal de o ședință pe lună. Urmează probabil cu siguranță ca în ultima săptămână din această lună să aibă loc ședința obișnuită, ordinară, cum mi se spune, ședință în care nu se discută probabil o serie de alte probleme. Așa este, a fost... sau a trebuit să fie mult mai repede făcută, pentru că aveam niște puncte pe ordinea de zi care trebuiau aprobate pentru că eram condiționați de timp. Și când ziceți asta, la ce proiect vă referiți? Am avut o rectificare de buget, pentru că avem niște sume care le-am primit prin Planul Național de Dezvoltare Locală pentru proiectul cu modernizarea străzilor și odată ce au venit sumele acestea trebuiesc de îndată puse în bugetul local pentru a fi transmise și decontate cheltuielile care s-au acumulat în perioada anterioară. Într-adevăr, ședințele ordinare sunt totodată un prilej de a mai pune la punct proiectele, de a mai pune la punct strategia ce urmează a fi implementată în orașul Stațiune Târgu Ocna. Vrei să completați? Nu, vreau să spun că ședința ordinară respectăm regula ca aceasta să fie în ultima săptămână din lună. De regulă este joia. Până atunci avem puncte pe ordinea de zi pregătite deja, dar în timp util le vom comunica și va fi afișată și pe site-ul instituției și transmise materialele către consilieri spre a fi aprofundate și... sperăm noi aprobate. Așa este. De altfel, am remarcat în ședința de Consiliu domnului administrator public, un consilier local a luat în discuție un subiect care a fost discutat și aici în cadrul emisiunii și când zic asta mă refer la problematica câinilor vagabonzi, o problematică cu care se confruntă nu atât orașul Stațiune Târgu Ocna, cât și Oneștiul, Bacăul. De altfel, toată România suferă de această problemă, o problemă care n-a fost, să zicem, tratată la nivel macro cu o măsură unitară, ci fiecare administrație publică locală încearcă cu fonduri, cu eforturi proprii, să-și gestioneze cât poate mai bine această problemă. Există localități învecinate și cu siguranță știți cei care ne urmăresc știu la această oră. Comăneștiul există un adăpost privat unde sunt peste 1000 de câini și care nu, cu toate aceste eforturi nu reușește să țină sub control problema înmulțirii câinilor fără stăpân din Comănești. Ba mai mult, există acele speculații, cred că și dumneavoastră știți, domnule Cristian Cibotaru, că se mută câinii cu duba, cu mașinile, cu saci, se aruncă dintr-o localitate în alta și așa mai departe. Până la proba contrarie, tot ceea ce zic eu sunt doar povești. Dar cu siguranță există oameni care au văzut, există înregistrări. Dacă există, îi rog pe cei care sunt în posesia unor astfel de filmulețe să le comunice către redacția noastră și noi să încercăm să dezlușim adevărul. Cum stați în Târgu Ocna? Să știți că, da, într-adevăr, problema câinilor fără stăpân reprezintă o problemă pentru administrația locală din Târgu Ocna și nu numai pentru administrația din Târgu Ocna, așa cum spunea și dumneavoastră, toate orașele se confruntă cu această problemă. Da, dacă ar fi o chestie tratată unitar la nivel național, poate rezultatele ar fi altfel. Dar să știți că nu ne este plăcut când avem aceste sesizări și nu neapărat sesizările sunt reale și sunt corecte și cetățenii vin și expun că diverse animale fără stăpân care au sosit în comunitate le creează probleme, neplăceri, odată prin gălăgia pe care o fac, după aia prin marcarea teritoriului și pentru aceștia intră în tot felul de lupte între aceste animale pentru și perioada de împerechere, dar pentru a-și marca teritoriul și a-și asigura supraviețuirea.
Facem eforturi susținute. Comunitatea locală a investit în crearea adăpostului. Nu o putem gestiona ca și primărie și a fost transmisă această activitate către compania din subordinea Consiliului Local și aceasta încearcă să o gestioneze. Are doi salariați care se ocupă cu această problemă. Au un contract cu un medic veterinar pentru că orice acțiune în ceea ce privește capturarea, sterilizarea, crotalierea și știu eu celelalte elemente specifice sau celelalte acțiuni specifice, tratamentele și toate astea trebuie făcute cu un medic veterinar. Și să știți că aceste costuri nu sunt chiar de aici de acolo, pe care noi le decontăm lunar în funcție de devizele de lucrări pe care le fac cei de la companie. Și acolo apar tot felul de discuții și sunt analizate câți câini au fost capturați, câți au fost sterilizați, câți au fost gestionați în adăpost, câți au fost eutanasiați datorită bolilor pe care le aveau, câți au fost recuperați și dați înapoi în comunitate, adoptați de către diverse persoane care doresc să îi adopte. Nu e o situație simplă. E o situație și ce am constatat, sau de fapt vedem cu toții, cred că există un astfel de transfer de animale, nu știu acum, ori vin ei și ajung în orașe. Acum este o problemă. În mediul rural mai puțin au unde să stea, pentru că acolo oamenii sunt gospodari, au proprietățile închise, nu sunt terenuri virane, nu sunt zone de containere care să fie resturi de mâncare și să-i atragă. Dar eu cred că totuși există ceva, pentru că ne trezim cu animale mature. Deci acele animale nu au fost în Târgu Ocna, nu au crescut în Târgu Ocna, chiar dacă știu eu există femeile care se dau naștere la diversi pui, unui cățel îi trebuie câteva luni bune ca să treacă de la stat de cățel până la a deveni un Exact. adult și a crea aceste probleme. Și atunci vedem că apar tot felul de animale. Atunci când apare un animal străin în zonă, apar tot felul de tensiuni între cei existenți și cel care a venit și regula supraviețuirii. Și atunci creează acest scandal, devin și agresivi și dacă tocmai atunci când a sosit e și flămând și e și, știu eu, tensionat și dacă trece un cetățean pe în zona lor de contact, e automat își descarcă nervii, să-i spunem, pe cetățeni. Acum avem și o problemă deosebită, pentru că începând cu alaltăieri a început școala. Copiii se deplasează către școală dimineața, fiecare are un pachetel în geantă sau se întorc de la școală când cei mai mulți vin cu acel lapte și corn. Copiii încearcă să intre în contact cu aceste animale, să se joace, să-i alinte, să, știu eu, Așa e. să socializeze cu ei. Și atunci, de multe ori, aceștia fiind agresivi, cu probleme, creează aceste stări și latră, știu eu, chiar pot fi și accidente. Într-adevăr, sunt probleme, dar avem imagini pregătite. Am vorbit și emisiunea trecută, vorbim și acum despre fenomenul din Târgu Ocna. Zic că este interesant pentru că acei câini sunt crotaliați. Ați văzut, am mai avut reportaje, deci aici se vede că serviciul își face treaba, nu reușește 100%. Este o situație complicată. Și medicii veterinari din Târgu Ocna au venit și și-au adus aportul. Sunt două cabinete veterinare în Târgu Ocna care fac aceste activități de crotaliere benevol și Pro în bono, sistem da. de voluntariat. Și iată că totuși nu reușim să gestionăm situația până la capăt pentru că permanent apar Uitați, avem în alte și alte imagine acum. animale. Da. Vedeți, ei sunt, dar. Se încearcă o stăpânire a fenomenului, dar totuși câinii ăia au fost în adăpost, au trecut prin toată procedura, au fost adoptați de o parte de târgocneni, că doar nu s-a dus cineva din Paris să zică, dole, iau eu, așa, și ei ajung înapoi pe stradă. La bloc, la casă, lângă casă, omul mai coboară din când în când și mai dă mâncare, mai găsește unde aruncă cetățeanul cu fără simț civic gunoiul și mai scormone acolo și tot așa. E o problemă, adică nici nu știu cum ați putea gestiona ca și administrație publică locală. Asta deja e un pui deja, aici vorbim de altă zonă. Cum ați putea gestiona această problemă ca să încercați să o țineți sub control? Acum, ce vreau să vă mai spun?
Există și o, mă rog, o discuție în mediul virtual în care se spune că, de fapt, pe de o parte noi îi capturăm ca să plătim servicii la companie, dar pe partea altă le dau drumul ca să circuitul să se repete. Acum, dumneavoastră glumiți. Nu, asta este o discuție. E o discuție. Dar e un total fals aici, pentru că ce se întâmplă? Un animal când a fost capturat, el trece prin toată procedura, el este înregistrat, este gestionat. El nu poate să plece din adăpost. La un moment dat, știu eu, vine îngrijitorul de acolo, deschide el poarta și zice: hai, cu toții în comunitate, că gata, sejurul vostru s-a terminat, nu? Și mai luăm o dată banii. Nu există. Odată ce a intrat în gestiunea serviciului de ecarisaj, el trebuie să-l descarce. Fie că îl gestionează și medicul veterinar hotărăște ce face cu el, dacă îl eutanasiază sau dacă îl ține pentru în perioada care e prevăzută de lege, sau este descărcat către un cetățean care vrea să-l adopte și să-l ducă în comunitatea lui. Nu există varianta, lasă că i-a prins, după aia iarăși a deschis poarta, ei s-au întors în comunitate și atunci asta chipurile... Asta e o falsă problemă. E falsă, dar eu asta, de asta am și vrut să spun aici, pentru că nu este așa, este un zvon lansat de anumite persoane, dar este un zvon fals. Cu siguranță, eu zic, dacă și administrația publică locală sau compania care se ocupă de această problemă împreună cu comunitatea, cu membrii comunității, implic cu cetățenii activi care în loc să comenteze pe rețele de socializare, s-ar implica și ar face eforturi pentru a stăpâni acest fenomen, că este un fenomen care, dacă nu va fi stăpânit, riscă să aducă la situații fără precedent. Să știți că eu nu comentez dreptul fiecărui locuitor dintr-una să socializeze și să-și exprime ideile și gândurile în mediul virtual. Nu asta e problema. Noi am răspuns de fiecare dată tuturor solicitărilor. Compania își face datoria și are acțiuni, nu știu, de 2 ori pe săptămână sau de 3 ori pe săptămână în oraș și cu acea mașină specializată îi capturează. Nu e o situație foarte simplă. Poți să capturezi 2, 3, 5. În momentul când ai venit în comunitate și în arealul de dintr-o anumită zonă, știu eu, un cartier sau o zonă de blocuri, în momentul când ai venit acolo și ai încerca să capturezi primul sau al doilea animal, deja se dă semnalul. Sunt animale totuși inteligente și simt. În momentul ăla ai tras prima siringă, poate a doua, deja în momentul ăla s-au ascuns, s-au fugit toți. Apoi trebuie să te duci să urmărești animalul până când el adoarme și să recuperezi siringa de lăr, pentru că acea siringă totuși conține un ser care are niște proprietăți și speciale. E substanță din categoria celor E o substanță care specială și nu poate fi administrată. Poate să pună mâna oricine pe ea. Nu e în regulă, da. Și nu e în regulă. Și atunci ei își fac datoria. De fiecare dată când am fost solicitați, fie telefonic, fie în mediu virtual, fie știu eu, s-au deplasat diversi cetățeni, au venit la sediul instituției și au sesizat că în acea zonă, că în anumit areal, că un animal știu eu, creează probleme, cu prioritate am lăsat toate celelalte și s-a dus acolo echipa de intervenție. De cele mai multe ori, situația s-a remediat într-o oră, să-i spunem, sau știu eu, într-un timp foarte scurt. Dar încă mai sunt probleme. Ce veți face, domnul administrator public, cu cei care sunt două categorii de oameni care se implică? Se implică, din păcate, în loc să vă vină în sprijin, vă pun bețe în roate, ca să zic așa. Ce veți face cu cei care comentează atunci când echipa de la adăpostul de câini vine să ridice? Pentru că există această categorie specială care zice: domnule, lasă-l că e cățelul meu sau lasă-l că eu l-am crescut de mititel. Ok, o situație, și a doua situație cu cei care adoptă, între ghilimele, îi adoptă temporar, da? Și după care le dau drumul în comunitate, pot mușca copii, bătrâni și așa mai departe. Păi, că n-aveți cum. Așa, dacă luăm prima categorie, a celor care iau atitudine atunci când echipa specială vine în acea zonă să-l captureze. Nu încercăm să intrăm în polemică cu oamenii, nu intră sau acea echipă, nu intră în discuții, nu intră în, știu eu, tot felul de cuvinte discuții mai puțin plăcute sau exact. Ei încearcă să-și facă datoria. Dacă sunt totuși tensiuni, atunci
apelează la instituțiile de ordine, la, am în înțeles. speță, jandarmeria, și de fiecare dată au venit un echipaj specializat și au aplanat conflictul. Acum, da, așa este, suntem cu toții umani și încercăm să ne milă de orice animal și atunci când vezi un animal, încerci să-i dai ceva de mâncare. Gest firesc. Un gest firesc. Ne conștientizând că dându-i acolo mâncare, nu faci decât pe el să-l atragi și el să-i apară reflexul de, că în acea zonă, la acea oră, cineva ar putea să-i dea mâncare și apoi el își face un rond. Dimineața știe că trece prin zona școlilor, că trec și copiii și aruncă resturile de mâncare. Mai pe după amiază, când simt ei că începe să miroase la bucătării și că mai zboară câte ceva de pe geam, vin și se așuiază pe acolo. Noi, sau eu, sau pe care nu-l aveți cum să-l nu-l avem stăpâniți. Cum să-l stăpânim decât comunicând, prezentând și la toate întâlnirile, cel puțin cele în cartiere, discutăm și problema câinilor fără stăpân și prezentăm cetățenilor ce să facă atunci când apare un animal fără stăpân. Atunci când am avut întâlniri și avem întâlniri dese cu proprietari de la bloc, pe zone de blocuri sau pe fostele asociații, să spunem așa, la fel am prezentat și am rugat și le-am comunicat să nu mai arunce resturi de mâncare pe geam, să nu mai lase la marginea blocului punga cu mâncare sau resturi, să nu mai cumpere, da. Sau dacă doresc să cumpere un sac de acele granule pentru da. Mâncare specială. Dom'le, vreau eu să fac un gest, da? Și cumpăr un sac ăsta. Vin, îl aduc la companie, l-am dat acolo, face un proces verbal că l-ai primit ca și subvenție sau cum vrei să-i spui, ca donație, ca sponsorizare și el ajunge în circuitul la adăpostul specializat. Vrei să mergi tu și la adăpost și să dai tu mâncare și să... Foarte bine, până la urmă. Asta era următoarea întrebare, ați anticipat întrebarea mea, domnul administrator public, câți voluntari, câți oameni din Târgu Ocna sau nu din Târgu Ocna, câți voluntari au venit, s-au bătut la ușa adăpostului să zică da, vrem să facem muncă în folosul comunității, nu vrem să fim plătiți, vrem să facem pro bono, vrem să ajutăm, să curățăm, să dăm mâncare, să dăm apă la câini care sunt acolo, să socializăm cu ei, că până la urmă și socializarea este o formă de afecțiune. Adăpostul nefiind în gestiunea noastră directă, nu pot să vă spun acum câte persoane. Eu cred că totuși Târgu Ocna are oameni responsabili și oameni onești și cred că un eșantion sau un procent acolo vin și se implică în aceste acțiuni. Date reale sau concrete ne le pot spune reprezentanții companiei. Chiar o să fac o solicitare către conducerea companiei și o să-i rog să ne transmită această informație. Și o ultimă referire la acest subiect și părăsim această zonă. N-am anunțat numărul de telefon, îmi comunică colegii în cască, 0334 405 708. Dacă aveți de semnalat cazuri excepționale, probleme cu câini sau dimpotrivă vreți să dați o mână de ajutor, așteptăm telefonul dumneavoastră, intrăm în legătură telefonică directă, mai lămurim apele, sper eu. Din fericire, domnul administrator public, la această oră în Târgu Ocna sau până la această oră în Târgu Ocna, din fericire, ziceam, nu au fost semnalate cazuri excepționale, cazuri în care copiii sau bătrânii au fost atacați, mușcați și așa mai departe. Se întâmplă destul de izolat la nivelul României și sunt cazuri intens mediatizate. Cum stați la Târgu Ocna și cum ne-ați reușit să o gestionați cât de cât această problemă? Da, aici trebuie să mulțumim. Nu am făcut nimic special. Au fost și câteva cazuri izolate la Târgu Ocna când diversi cetățeni au fost mușcați și au trebuit să ajungă la compartimentele de primiri urgențe. Nu am avut situații deosebite, nu am avut situații în care animale agresive sau foarte agresive să vină și să creeze situații neplăcute. Dar nu e un fenomen plăcut. Poate un animal doar să vină să latre lângă tine și este suficient să te traumatizeze. Pentru că atunci când un animal simte teama, el încearcă să se impună. Dominator. Și să știți că nu e chiar plăcut când vezi că un câine vine mârâind la tine. Indiferent cât de adult și cât de puternic ai fi, parcă totuși îți creează o emoție și... Mai ales doamnele sau copiii care nu au de multe ori pregătite simțurile să reacționeze. Când
animalul vine din lateral, tu te gândești la ale tale, probleme. Tale, sacoșa o ții cum poți, n-ai nici ce să, ceva, o mână să disponibilă ca să poți să faci un gest. Și atunci apare acest fenomen neplăcut. Sperăm ca ușor, ușor lucrurile acestea să se reglementeze și știu că depun efortul și cei din Comănești, și cei din Dărmănești, și cei din Zlănic. Nu vorbesc de Oneștiu, da, ca și localitate naval, și comunile din zona noastră. Probabil atunci când toate aceste eforturi se vor suma și pe o perioadă mai lungă, acest animal nu va avea cum să mai ajungă în comunitate. Știu, dacă eu nu-i dau voie să plece în comunitatea de alături și ăla la fel nu-l primește, iar cel din Amonte la fel nu-l lasă, cred că la un moment dat se va opri acest fenomen. De unde mai apar aceste animale? Nu numai faptul că cineva i-ar putea aduce. Sunt diversi cetățeni care au gospodării, au cățele, acestea nu sunt dau naștere la pui. Nu sunt casă, da? Și la un moment dat acolo, după ce îl crește și îl ține pe lângă casă, la un moment dat când merge la târg săptămânal să-și vândă sau să cumpere produse, îl pune acolo în mașină sau în căruță și te lasă că te duc și te lasă tot într-o comunitate, că nu ți-e milă să-l lași undeva pe un câmp. Și te trezești cu 5, 7, 10 exemplare. Iar la nivel de Târgu Ocna nu sunt mulți, dar dacă sunt 25 de animale din astea care într-o oră tranzitează tot orașul, da, s-a creat tot disconfortul. S-a reușit până acum un administrator public din știința dumneavoastră, în ceea ce știu eu, nu am informații de așa ceva. S-a făcut vreo întâlnire, vorbeam de localitățile de pe toată Valea Trotușului, fie că vorbim în Amonte, fie că vorbim în aval de Târgu Ocna. S-a reușit o întâlnire fix pe problema asta cu primarii, cu cei abilitați, cu ONG-urile, cu toată lumea să convergă, să identifice o soluție comună. Și spuneam eu în deschiderea emisiunii că la ora de ani buni în Comănești funcționează acel adăpost Sufletul Meu, are peste 1000 de câini, câteva sute de pisici și cu toate acestea nu sunt foarte mulți în Târgu Ocna, în Comănești câini, dar mai sunt câini în Comănești, vă dați seama. Deci nu pot să gestionez problema asta decât printr-o strategie comună și revin la ceea ce spuneați dumneavoastră. Să știți că au fost mai multe runde de întâlniri. A fost întâlniri la nivel de conducerea orașului, la nivel de primar, viceprimar, de coordonatorii acestor servicii de ecarisaj și de capturarea câinilor. Sunt în legătură permanentă, mai sunt acțiuni comune, pentru că atunci când apare un fenomen mai dificil și nu poți, ce vă spuneam mai devreme, nu poți să mergi în acea zonă și ai tras cu arma aia un element problema, și atunci se apelează și se fac acțiuni comune. Știu eu, ai noștri merg să sprijine comunitatea, știu eu, din Onești, din Zlănic sau din Comănești, atunci când îi solicităm noi, vin și ei la Târgu Ocna și își aduc aportul, dar nu pot să vă spun acum câte acțiuni comune s-au făcut, dar știu că sunt într-o relație de colaborare și se fac eforturi. Se fac eforturi, da. Cu siguranță este o strategie care trebuie să se întindă pe ani de zile, iar din opinia mea, comunitatea locală sau efortul comunității locale, al ONG-urilor, al asociațiilor, trebuie să fie de corp comun cu administrația publică locală, să meargă toți în aceeași direcție, pentru că altfel nu se va eradica acest fenomen al câinilor fără stăpâni, al agresiunilor acestora și așa mai departe. Numai împreună putem să aducem un plus, pentru că așa individual, dacă încercăm fiecare cu metodele noastre, cu acțiunile noastre, cu părerile noastre. Cu părerile, de cele mai multe ori cu părerile, dar nu, Târgu Ocna e un oraș cu cetățeni onești, corecți și să știți că sunt atitudini și la nivelul vecinilor. De multe ori mai e câte un vecin care e un pic mai delăsător sau zice, lasă că eu dau mâncare. Să știți că eu am văzut situații când și ceilalți vecini au venit și au reacționat și au venit în sprijinul autorității. Am zis, dom'le, nu e normal, nu este firesc, nu e corect ceea ce faci. Hai, uite, acum s-a întâmplat, a fost o greșeală, a fost un eveniment. Da, hai să data viitoare nu-i mai da mâncare. De multe ori se reușește, de multe ori nu.
Știu că tot în Târgu Ocna, apropo de cetățeni onești cu simț civic, a fost un caz în care oamenii au anunțat mai mulți câini sau pisici, nu mai țin minte exact situația, într-un apartament, au fost ridicate animalele, adică există acest simț civic de care spuneți dumneavoastră, dar susținut trebuie făcut. Pas cu pas. Pas cu Pas cu pas. pas. Pas cu pas, ne pregătim și noi de o scurtă pauză de publicitate, așadar în câteva minute vom reveni, avem câteva subiecte pregătite, subiecte extrem de importante în ceea ce privește viața comunității. Am avut zilele trecute un eveniment, chiar ieri un eveniment, o să aflăm și ce ni se pregătește în perioada următoare, așadar fiți cu ochii pe noi în continuare.